Bărbatul de 20 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Citroen înmatriculat în Italia, a vrut să intre duminică în țară prin punctul de trecere a frontierei de la Rădăuți Prut. Polițiștii de frontieră au trecut la verificarea autoturismului, iar de mare ajutor le-a fost câinele Sheba, specializat în detectarea substanțelor stupefiante. Astfel, în urma verificărilor efectuate, în torpedoul autoturismului a fost descoperit un plic în care se afla o substanță vegetală de culoare verde oliv. Extrem de sincer, conducătorul auto le-a spus polițiștilor că este vorba despre cannabis, pe care l-a primit cadou și intenționa să-l folosească la petrecerea burlacilor. Polițiștii au cântărit aproximativ 2 grame de substanță vegetală de culoare verde oliv, susceptibilă a fi cannabis, care a fost ridicată în vederea continuării cercetării și expertizării. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cultivare, producere, fabricare, experimentare, extragere, preparare, transformare, cumpărare sau deținere de droguri de risc pentru consum propriu fără drept și trafic ilicit de droguri, iar dosarul a fost înaintat parchetului competent pentru soluționare.